În acest videoclip vă prezentăm în premieră cea mai recentă invenție a laboratoarelor noastre, primul gel inteligent IQ Gel de la Diva. Sunt convinsă că doar auzind această denumire, vi se conturează o mulțime de întrebări în mintea voastră. Iam să încerc să anticipez întrebările voastre și să le și răspund. E logic să pui întrebări de genul prin ce se poate manifesta inteligența unui gel sau prin ce anume caracteristici un gel poate fi capabil să ne ușureze munca în așa într-un fel încât să-l putem cataloga drept un gel inteligent, adică IQ gel. Până la urmă, ce ne dorim de la un gel? La faza de aplicare, primul și cel mai important lucru, să fie ușor de aplicat, să se niveleze, să se așeze frumos, apoi să nu curgă, să nu creeze senzație de arsură, să fie rezistent, să fie flexibil, să se usuce repede, să nu estompeze culorile. Cam atât, nu? Dar, ce îți spune dacă un gel, pe lângă toate astea, ar mai avea ceva de neimaginat până acum? Haideți să vă spun cum stă treaba cu Diva IQ Gel. La consistență deja e greu de catalogat. E un gel ce are caractere autonivelante cât timp se află în mișcare. Adică în timpul modelării e foarte ușor de manevrat și se așează frumos, se întinde, solicitând un ajutor cu totul micuț din pensulă. Și acum vine minunea. În momentul în care am terminat modelarea și am scos pensula din gel, materialul capătă o densitate ridicată, ca și cum ar îngheța gelul. Nu se mai mișcă, nu mai curge, curba se nu se deplasează. Dacă iarăși introduc pensula în gel, devine mai fluid și mai autonivelant. Acest lucru se datorează unui ingredient special numit tixotropin, ingredient ce poate crește și scade consistența materialului în funcție de mișcarea la care acesta este supus. Așadar, cât timp materialul se află în mișcare, adică gelul este modelat, îi se scade viscozitatea, asigurând o modelare rapidă și ușoară. Dar în momentul în care scoatem pensula din gel, ingredientul nostru special o să-l transforme practic într-un gel foarte dens, fiind astfel capabil să-și mențină forma inițială, indiferent de poziția în care clienta noastră își ține mâna. Deci, în concluzie, putem spune că la capitolul aplicare, IQ Gel o să treacă cu brio. Deoarece vorbim despre combinația ideală între gelurile fluide și cele dense. Și acest gel îmbină avantajele celor două tipuri de geluri, asigurând consistența ideală în funcție de etapa de lucru la care ne aflăm în momentul respectiv. Adică, când ne trebuie modelare ușoară, autonivelare, aia o avem, adică avem un gel cu consistență mai scăzută, ce poate fi modelat foarte ușor și ce se nivelează pe suprafață foarte frumos. Dar în momentul în care am terminat treaba și vrem să scoatem pensula din gel și să trecem la următoarea unghie, acest lucru ne este permis, deoarece acea unghie la care am lucrat până în momentul de față și am scos gelul din pensulă, am scos pensula din gel, mă scuzați, o să se întărească, o să devină ca un gel de viscozitate foarte ridicată, fără să se deplaseze, în așa fel încât eu am să pot să trec liniștită la următorul deget, fără să fie necesar să introduc mâna în lampă. Astfel o să am posibilitatea să lucrez mai repede, mai în siguranță și fără grija deplasării curbece, fără grija deformării ulterioare a unghiilor.